Grigore Adrian Minune este în centrul unei răfuieli a interlopilor, unul dintre ei cunoscut ca dealer de droguri al maneliștilor. A fost la un eveniment în calitate de cântăreț, unde a trăit șocul vieții lui atunci când mai mulți interlopi au intrat în local, nuntași au sărit la bătaie. Ce s-a întâmplat de fapt acolo, ne spune Ana Maria Bujor. Ana, în primul rând, de ce era o petrecere? Da, păi era o petrecere că eram în 2017, okay, când okay. Practic nu aveam nicio interdicție. Cert este că vorbim despre unul dintre cei mai periculoși interlopi, respectiv acest dealer de droguri al maneliștilor, și spun că era cel mai periculos pentru că printre cei care aderaseră la rețeaua sa erau doi polițiști. Unul dintre ei lucra la antidrog, celălalt era comisar și lucra la Clubul Dinamo. Cert este că în momentul în care Adrian Minune își susținea concertul acolo, la această locație, l-a văzut pe acest interlop care se numește Marius Bejan intrând înăuntru. De asemenea, era însoțit de alți doi parteneri. Se pare că cu unul dintre ei, chiar Adrian Minune, avea, să spunem așa, o ceartă. Drept urmare, și nuntașii, în momentul în care i-au văzut, au luat, să spunem așa, atitudine, în sensul în care au luat sticlele de pe masă, le-au spart, așa cum se face. Dar cum se face, corect? Cum se face la interlopi. Le-au spart și, practic, i-au atacat pe aceștia, asta în timp ce Adrian Minune cânta. Dar lucrurile nu s-au oprit aici, ba mai mult de atât. Lupta s-a mutat în stradă, unde s-au tras și focuri de armă. Așa cum se face în continuare. Da, s-au tras focuri de armă, a fost o bătălie cruntă. Cert este că de la acel incident nu prea au fost relatări la 112, adică incidentul a fost descoperit abia în anul de grație 2020, atunci când acest Marius Bejan a fost arestat preventiv. Și când a fost audiat, iată, și Adrian Minune, și am descoperit cu toții și ce s-a întâmplat în 2017 la acest restaurant din Galați. Cert este că nu doar Adrian Minune a avut de-a face cu acest interlop, ci și Florin Salam, care a fost amenințat, practic așa cum se face, a fost amenințat că dacă își primește violonistul înapoi, vorbim despre un violonist care luase de la acest interlop 5.000 de euro, dacă îl primește înapoi în formație, va fi bătut crunt. Așa cum se face. Tot cum se... Da. Că, practic, trăim sub acest imperiu. Cert este că la acest moment Marius Bejan este arestat preventiv și așteptăm cu toții să vedem dacă se va decide să vorbească. Pentru că înțeleg că în dacă acest se moment... Dacă se decide să vorbească, tremură, înțeleg că unii ne-au avut noroc, tremură, ca să zic așa. Tremură, da. Să spunem așa, foarte multă lume din poliție. Din momentul în care el a fost arestat, și așteptăm să vedem dacă într-adevăr se hotărăște să vorbească, pentru că atunci cu siguranță vom avea lucruri foarte interesante de aflat, așa cum se face.